Nava amirală a flotei ruse din Marea Neagră, Moscova, a executat pentru prima dată în bazinul Pontic un tir de artilerie cu o rachetă din sistemul Bazalt și a distrus o țintă care simula un vas de război inamic. Potrivit presei ruse, care citează surse militare, racheta a distrus o țintă aflată la 30 de kilometri depărtare. Tirul de artilerie face parte din exercițiile militare din nordul Mării Negre, anunțate de Moscova și din cauza cărora Ucraina acuză Rusia că a închis o zonă imensă pentru traficul civil și comercial. Doar pentru aceste teste au fost folosite 20 de nave pentru a asigura perimetrul blocat. Sistemul Bazalt folosește rachete supersonice de croazieră cu o rază de acțiune de până la 800 de kilometri, la care pot fi atașate și focoase nucleare. Ele pot fi lansate inclusiv de pe submarine.